Salutare tuturor și bine ne-am regăsit la un nou vlog. Eu sunt Ios, iar în acest clip o să vă arăt cea mai eficientă metodă de păstrare a altoilor pentru următoarea perioadă când va veni altoirea. Adică peste o lună, peste câteva săptămâni, vom începe altoirile și trebuie să avem altoii pregătiți. O să vă arăt acest lucru. Uitați, avem un cap verde și noi dacă îl vom lăsa așa, altoii se vor deshidrata. Și noi nu trebuie să pățim acest lucru, și trebuie să avem altoii hidratați și să aibă sevă în ei. Când îi vom pune pe port altoi, atunci ei trebuie să poată porni în vegetație. Haideți să facem acest lucru. Avem niște ceară de albine și vom umuia fiecare cap în interior. După cum vedeți, se pune o coajă deasupra altoilor și facem la fiecare capăt acest lucru. Uitați, s-a format acea peliță și așa trebuie să facem fiecare altoi în parte. Și după aceea voi reveni cu rezultatele. Mai fac câțiva altoi ca să vedeți. Îi dăm deoparte pe cei care i-am făcut și luăm alții la rând. Bine, altoi nu-i vom lăsa așa lungi, dar am luat mai lungi ca să avem ce face din ei. Dintr-un astfel de altoi va trebui să facem 2-3 altoiri. Pentru că sunt mari, după cum vedeți. Au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunt foarte mari, nu trebuie să fie atât de mari. Uitați. Capăt această coajă. Și atunci ei nu se vor deshidrata. Și după aceea, după ce voi face acest lucru, voi reveni cu rezultatele. Luăm fiecare altoi pe rând și îl băgăm în această ceară până nu se răcește ceara. După aceea nu putem să terminăm altoi. Uitați! Următorul lucru care va trebui să-l facem va trebui să luăm acești altoi și să-i înfășurăm cu acea folie, să-i înfășurăm pentru ca să nu-și piardă seva din ei și să nu mai putem altoi. Dacă nu au sevă în ei și sunt uscați, degeaba îi mai punem pentru că niciodată nu se vor prinde. Și trebuie să ne axăm pe aceste lucruri, să vedem de ce nu se prind altoi. Poate uneori zicem, de ce nu s-au prins? Pentru că nu i-am pus corect, nu i-am pregătit corect ca să putem altoi cu ei. Eu i-am luat din copac pentru că am tuns un copac. Punem acea folie ca să nu-și piardă seva din ei, după cum am zis. Și facem brațe mici, putem să trecem și o etichetă pe ei. Eu nu voi face acest lucru pentru că știu din ce pom este și când voi altoi, voi ști ce am pus pe acel port altoi. Haideți să dăm cu folie și să trecem la treabă. Luăm frumos de aici, din capăt, și înfășurăm până la celălalt capăt. Cu grijă să nu rupem mugurii. Uitați, cam așa arată. Acum altoii nu-și vor pierde seva. Și acum este bine, nu intră aer
ca ei să poată crește sau să intre în vegetație și lăsăm așa și la primăvară, în martie. De fapt este primăvară la noi aici în zonă, dar când vom începe altoirile, îi vom lua de unde îi vom pune. Dar nu vă zic unde îi pun, puteți să-i puneți și la frigider, dar îi pun într-un loc foarte bun, care este chiar mai bun ca frigiderul. Și unde putem pune mulți altoi. Haideți să vedem acest lucru. Termin de pus altoi în folie, mai am câțiva mănunchi de pus și revin. Ați văzut cât de simplu este, dragii mei? Dacă faceți aceste lucruri care vi le-am arătat, cu siguranță veți avea niște altoi foarte buni în primăvară. Haideți să termin de pus și după aceea vă voi arăta unde îi voi pune. Fiți foarte atenți, uitați cum i-am pus. Ia uitați cum am pus altoi, i-am terminat, avem 3 legături și acum să mergem să vi arăt unde îi pun. Haideți să vedem acest lucru. Avem fântână și vom băga acești altoi în găleata de la fântână. Vom băga acești altoi în găleata de la fântână și vom băga găleata un pic în apă. Cam atât, ca să nu băgăm altoi în apă, că după aceea n-am făcut nimic, am pierdut și altoi. Cu mare grijă îi punem. Și ca să fim siguri că nu îi pierdem, îi vom lega de aici. Am legat altoi și acum va trebui să le dăm drumul în fântână. I-am legat destul de bine. Este foarte bine pentru că această folie, când strângem șpara pe ea, atunci ea rămâne fixată acolo și oricât ai trage, bine, dacă tragi tare, cu siguranță va ieși ața. Dar am încercat, nu vor cădea altoi dacă din greșeală cumva scap găleata. Chiar mai devreme am scăpat găleata puțin mai jos, nu foarte tare, și cu siguranță dacă nu erau legați îi puteam pierde. Haideți să îi dăm în jos și vom băga în apă jumătate de găleată sau un sfert, ca să fie rece. Acolo va fi extrem de rece, este ca la frigider, poate chiar mai rece ca la frigider. Uneori vara băgam o sticlă în apă, în găleata aceasta, și băgam găleata așa, în apă, și era chiar mai rece ca la frigider. Haideți să lăsăm altoi jos în apă. Să nu scap și telefonul. Este o țeavă acolo. Pentru că luăm apă din fântână. I-am așezat acolo, o să-i ridic puțin mai sus și așa îi lăsăm. Avem frigider natural. Acesta este frigiderul pentru altul. Ca să nu mai băgăm în frigider, pentru că în frigider trebuie să băgăm mâncarea. Dacă nu aveți fântână, puteți să-i băgați în frigider altul, pentru că este bine și acolo. Acesta fiind spus, eu vă doresc toate cele bune și să ne regăsim cu bine și la următorul videoclip. V-am pupat!